părinții să-i petreacă. Da, pe mine n-are și mi-o foc. Da, pe mine n-are și mi-e, că sunt străinele pe lume. Bătrâne și nu poate o foc. Tata-i bătrâne și nu poate surorile spre departe. Mândruța s-o măritat o foc. Mândruța s-o și-am rămas cu dor în satul meu. Din dilătate pe lunile o foc. Vin în dilătate pe lunile să fac armata o lună. Vin de toată boii vaca o foc. Vine de toată boii vaca, poate nu mai fac armata. Tata mi-a spus că nu poate o foc. Tata mi-a spus că nu poate și-am făcut armata, frate. Și m-au așteptat cu dor o foc. Și m-au așteptat cu dor și-am venit sergent major în noi. Felicitări! Vă mulțumesc! Și pentru tine s-a încheiat concursul. Un cântec de cătănie, așadar, despre care să vedem ce ne spune juriul. Cornelia, te rog! Nu știu, mi-ar fi plăcut să fiu un pic mai prezent, ai fost puțin nesigur în unele momente, probabil emoția, dar ca și o concluzie a fost binișor. Bun, Niculina? Se pare că tu încerci să-ți faci o tehnică vocală. Atenție la inflexiunile pe care vrei să le faci. Nu le faci niciodată din maxilar. Inflexiunile trebuie să vină din corzile vocale. În rest, tu ești foarte bine. Mulțumesc. Bun. Mulțumim, Mircea Dinescu. El are o lamentație frumoasă, așa. Pe de altă parte, ia acolo chestii în advertență. Flăcăul care își pierde iubita, să mărită în timp ce el e în armată, care suferă, își roagă părinții să-și vândă tatăl, să-și vândă boii, în final vine serge major. Dă-o dracuște. Înseamnă că i-a plăcut armata. Pe de parte mi-a plăcut melodia, tânguirea asta flăcăului, știi, părăsit de iubită, cu excepția gradelor alea de serge major, care m-au deprimat. Elize Stan, vă rog. Mie de plăcut mi-a plăcut. Ai așa o cursivitate în discursul muzical care mângâie într-un mod plăcut urechile. Dar tu, fiind din Bucovina, mă așteptam să alegi Doina de cătănie din repertoriul doamnei Sofia Vicoveanca. Era perfect. Așa m-aș fi așteptat. Bun, mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Și care e hiba la tine? Respirația. Că aerul, când vine din Bojor, de aici, trebuie să meargă aici. Dar trebuie să faci exercițiile astea. Se numește respirație costodiafragmală. Și se poate face. Bun, mulțumim foarte mult. Mulțumim, succes. Ne revedem mai târziu.